Bun venit tuturor la un nou episod al podcastului Simplu și Autentic. Am bucuria nespusă să o am ca invitată în această seară pe Cristela Georgescu. Este autor a câtorva cărți minunate, cum ar fi Simplu 1 și Simplu 2, diversificarea pur și simplu din care eu m-am inspirat atunci când copiii mei erau bebeluși și pentru asta îți mulțumesc și sunt recunoscătoare că ai ieșit în calea mea. În această seară, tema noastră este omul împotriva sa. Mulțumesc în primul rând ascultătorilor tăi, salut și pe cei ai mei care ne urmăresc acum, poate în direct sau care o să urmărească înregistrarea. M-ai întrebat de ce cred că omul se autosabotează sau că omul este împotriva sa, împotriva lui însuși. Același lucru l-am făcut și eu. Făcându-l eu, îl pot observa foarte ușor și la alții. Autosabotarea începe de la ceea ce gândim, gânduri care ne sabotează puterea, care ne sabotează încrederea în noi, care ne sabotează liniștea, care ne sabotează armonia familială, care ne sabotează prosperitatea. Categoric, orice gând este urmat și de cuvinte, și de emoții, și de fapte, care de asemenea ne sabotează, inclusiv la ceea ce alegem să cumpărăm pentru casa noastră, pentru masa noastră, pentru corpul nostru, la relațiile pe care acceptăm să le avem sau pe care întârziem să le curățăm, să facem ordine în ele, la lucruri pe care le strângem. Formele autosabotare sunt multiple. Adevărata provocare în legătură cu autosabotarea este, din punctul meu de vedere, faptul că nu o conștientizăm, iar atunci când apar ocaziile de conștientizare, fie fugim de ele, fie refuzăm să credem că e adevărat. A, nu, nu, nu. Eu nu mă sabotez. De fapt, asta înseamnă cu totul altceva. Nu recunoaștem, nu? Nu. În general, lucrurile pe care le respingem sunt lucrurile pe care noi fie am auzit, fie ne-am format singuri ideea că sunt rele sau că ne fac într-un fel sau altul să pierdem fie admirația, fie prețuirea, fie iubirea celor din jur. Și atunci ori încercăm să le ascundem, ori căutăm să le negăm, ori pur și simplu fugim de ele. Sau pozăm în rolul de victimă. La seminarul tău mi-a plăcut foarte mult când ai spus renunță la rolul de victimă, renunță să te mai plângi, gata cu scuzele. Da, tu vorbești de seminarul Ca să ai ce nu ai, trebuie să faci ce nu faci. Chiar zilele trecute am conștientizat că și eu, care intru uneori în acest rol de victimă, m-am gândit de ce fac acest lucru. Am reflectat un pic asupra și mi-am dat seama că din postura de victimă pot deveni călăul oricui vreau eu. Victima, de fapt, este un călău. Ea o poate ucide, cel puțin în cuvinte sau în sentimente, poate ucide pe celălalt, așa zis, călău. Deci, victima își rezervă dreptul, beneficiul de a fi călăul oricui vrea, acuzatorul oricui vrea, pentru că suferința mea este din cauza ta. Și atunci am acest privilegiu să te pot acuza. Cum? Această plăcere. Da, este și o plăcere, sigur. Special de a judeca. Da. Dar nimeni nu poate judeca și simți plăcere decât dacă simte plăcere că se judecă pe sine.
Deci nu le putem face celor din jurul nostru decât lucrurile pe care am devenit maestri în a ni le face nouă înșine. Atâta timp cât sunt nemulțumit de felul în care arăt, de felul în care arată, nu știu, familia mea, casa mea, sănătatea mea, contul meu în bancă, viața mea în general, și judec astea, în loc să fac ceva în legătură cu ele, ceva util, și anume să văd cine a făcut să fie lucrurile astea. Eu. Atunci trebuie să am grijă de mine. Trebuie să mă ocup de mine. Dar nu mă pot ocupa de mine judecându-mă. Să ne gândim la copiii noștri. Dacă pe copiii noștri doar îi judecăm și îi facem în diferite feluri, îi numim în diferite feluri, mi se pare că ei evoluează sau își schimbă comportamentul? Nu. Poate cel mult o să și-l schimbe de gura noastră, dar nu pentru că au conștientizat ceva. Așa și noi nu ne vom schimba niciodată criticându-ne, autocriticându-ne, judecându-ne. În contră, vom deveni maestri, fi foarte nefericiți și vom face același lucru cu cei din jurul nostru. Că tot ai pomenit de contul din bancă. Știm încă de când suntem mici sau noi cei îndoctrinați cu obediența și cu ascultarea că banii nu sunt buni, doar cei care fură au bani sau au făcut ei ceva de au realizat ceva. Dar tu, mi-a plăcut foarte mult când ai spus că contul din bancă arată cine ești. De fapt, am spus, ne arată felul în care gândim. Deci și contul din bancă reflectă ce gânduri avem. Banii sunt în sine o formă de energie. Banii sunt viață, pentru că noi cheltuim clipe din viața noastră ca să muncim și să facem niște bani. Deci, practic, dăruim viață pentru a primi înapoi, dăruim o formă de energie pentru a primi o altă formă de energie. Ideile astea că, mă rog, banii sunt ochiul dracului, murda, deci toate lucrurile negative care se spun despre bani, înțeleg foarte bine în ce context au fost formulate astfel de prejudecăți. Dar nu ne ajută, pentru că atâta timp cât urăști ceva, cum te aștepți să vină către... să-i atragi? Adică cum să vină către tine? În același timp nu putem spune nici că dacă stai acasă și te gândești cât de dragi sunt banii, o să vină către tine. Fiecare dintre noi trebuie să facă acea parte pe care eu o numesc 1% și Dumnezeu face restul de 99%. În privința banilor, eu consider că trebuie să avem o relație sănătoasă cu ei, în sensul că e momentul să încetăm toate aceste prejudecăți care se spun despre bani. Banii sunt pur și simplu o formă de energie. Să ne raportăm într-un mod integru la bani, nu înșel pe nimeni, pentru că acest univers are legile lui și noi suntem văzuți pentru orice face. Și mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor echilibra. Modul în care Dumnezeu, Universul, Divinitatea alege să echilibreze lucrurile pe care noi le-am dezechilibrat, ne iau de multe ori prin surprindere. Fie vin în momentul cel mai inoportun, fie vin în forme pe care nu ni le-am imaginat. Și atunci, în privința banilor, e important să facem, spuneam, acest 1%, să încetăm să mai vorbim și să ne raportăm la ei într-un mod negativ, să încetăm să-i mai considerăm atât mărul discordiei, cât și sursa fericirii. Trebuie pur și simplu să te raportezi la ei așa cum te raportezi la orice altă sursă de energie prețioasă. De exemplu, timpul este o altă formă de energie.
Bani poți să ai, dar timp s-ar putea să nu mai ai. Și asta am văzut de foarte multe ori cu persoane care au venit într-o stare de sănătate precară și care ar fi fost în stare să plătească oricât, dar nu mai era timp. Deci totul în această viață este de fapt o formă de energie. Nu trebuie să-i dăm nici mai multă, nici mai puțină importanță decât are. Iar banii pe care îi avem în fiecare moment să fim asigurați că sunt exact banii de care aveam nevoie. Dacă ar fi trebuit să avem mai mult, ar fi fost înlesnit să avem mai mult. Dacă ar fi trebuit să avem mai puțin, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor echilibra. Am fost școliți cum să facem bani, nu am fost învățați educație financiară la școală. Noi am fost programați, educați să muncim pentru bani. De aceea, majoritatea din cei care am plecat din țară, care suntem în diaspora, pentru asta am plecat, pentru a face bani. De ce nu am rămas acasă, mă gândesc eu acum, în țara noastră, lângă familie, lângă prieteni, să ducem mai departe meseriile care acum s-au pierdut, precum croitoria, cizmăria, eu știu, grădinăritul, că mulți au renunțat și la a mai cultiva pentru consumul lor propriu. Ar fi interesant să discuți cu cei din comunitate și să intre pe fiecare, pentru că fiecare are motivația lui pentru care a plecat din țară. Dar ceea ce pot să spun este că în momentul în care motivația ta devine să faci bani, ăsta este ce te dă jos dimineața din pat și ce te mână să faci bani, ești de fapt un om foarte sărac. Pentru că așa că sunt bani, că e mobilă, că sunt cărți, că sunt copii, că e soț, soție, nimic nu ți aparține. Atenție, nimic nu ți aparține. Universul nu va încerca să-ți arate că nu deții de fapt nimic din ceea ce tu îți imaginezi că deții. Atâta timp cât ești atașat, cât ții cu dinții de orice, că este o idee, că este o amintire, că sunt bani, că sunt copii, că e casa, că e mașina, ești automat sclavul acelui lucru la care, de care ții cu dinții, de care nu te poți despărți. Și dacă ții foarte mult la ideea asta că, dom'le, trebuie să fac bani și să am bani, atunci ești sclavul acestei idei. Categoric că există un mod mai nobil de a ne trăi viața și nu ăsta este motivul pentru care sufletul nostru și-a ales să fie pe pământ, ca să producă bani. Înțeleg că trăim într-o lume materială și că avem nevoie de bani, dar dacă ăsta este obiectivul, pur și simplu te vei depărta de cine ești tu. Noi trebuie să înțelegem că suntem spirit care a venit pe pământ să aibă o experiență omenească. Nu suntem oameni care am venit pe pământ ca să avem o experiență spirituală. Nu ai venit ca să produci bani, ci ai venit să înveți niște lecții pentru sufletul tău. Pentru că totul rămâne aici, dar sufletul tău nu. Și dacă nu ți înveți lecțiile acum, o să te întorci să le înveți. Dar pe parcursul vieții o să se repete anumite situații din ce în ce mai dur, până când o să-ți înveți lecția sau până când sufletul tău o să zică: știi ce, m-am plictisit. Văd că n-ai chef să înveți, eu am plecat de aici. Deci banii pe care îi faci sunt o consecință a lucrului făcut cu iubire, cu dăruire, făcut pentru Dumnezeu. Cum se zice, când faci ceva, fă ca pentru Dumnezeu. Deci, sau fă pentru Dumnezeu, nu pentru bani. Banii sunt o consecință, pentru că energia pe care ai depus-o se echilibrează cu o altă formă de energie care se numește bani. Dacă ai câștigat un ban foarte ușor, ori prin păcăleală, ori prin temete,
pentru că la fel de ușor îl vei pierde. Ce oamenii au renunțat la meseriile la care eram buni să le facem, că până la urmă noi în trecut eram cu toții antreprenori, că fiecare își era grădinar, vindea legume la piață, deci vindea, da, producea, muncea pentru el, ca să aibă, nu neapărat pentru... Aici dăm voie, Aurelia, să te întrerup și chiar să zicem, nu să te contrazic, dar vreau să punctez că, de exemplu, cei care mergeau la munca câmpului sau la grădină, pentru ei munca era mijloc de devenire spirituală, nu era antreprenoriat. Deci, scuză-mă, tatăl lui Ion Creangă nu era, n-avea gândul antreprenoriatului. Oamenii munceau ca să se autosusțină și aveau comunități. Atunci exista, deci, acest spirit de comunitate, fiecare dădea comunității ce avea. Ai văzut, era târgu, se ducea la târg. Deci, și bunicii mei au avut aproape un hectar și mergeau la piață, dar principalul motiv era că le făcea plăcere să muncească pământul. Pentru ei pământul era ceva sacru, era adică mama lor care îi hrănea și le hrănea familia. Era, amândoi bunicii au luptat în război, au fost în al doilea război, bunicii mei, și pentru ei era chestia pentru care au luptat și pe care au apărat-o cu viața lor și pentru care s-au jertfit. Deci era o datorie sfântă, acum că aduseseră pace pe acest pământ și îl apăraseră să-l lucreze. Pământul îi răsplătea, așa se raportau la pământ, îi răsplătea pe ei și familia lor. Din surplus, mergeau la piață. Dar n-a avut niciodată un plan de afaceri, bunicul, n-a avut niciodată cash flow și n-a făcut, știi, cursuri de vânzări și nici de leadership. Ca să... Acum, nu spun că e rău, dar vezi tu, depinde. Depinde pentru ce, că dacă vrei să vinzi cu orice preț, ajungi la tehnici din asta manipulatoare de marketing și de vânzare, al căror rezultat îl vei plăti cu vârf și îndesat. Deci nimic nu rămâne neechilibrat în această viață. Nimic. Nimic nu rămâne neechilibrat. Unul dintre motivele principale este că s-a strâmbat mintea noastră datorită felului în care s-a strâmbat sistemul de educație, sistemul de învățământ. Am ajuns să credem toți că dacă nu ai facultate, nu ești cineva. Și așa am ajuns să scoatem pe bandă rulantă absolvenți de facultate care habar nu au de chestii practice, habar nu au cine sunt și ce vor ei să facă în această viață, habar nu au să-și susțină un punct de vedere dialectică, da? Să poată să susțină o părere diferită de a celuilalt, fără să îl înjosească, fără să îl blocheze, fără să îl să folosească invective sau așa mai departe. Dau foarte puțină dovadă de gândire critică, dau foarte puțină dovadă de gândire holistică, deci școala nu te pregătește pentru viață. În schimb, îți dă foarte multe diplome pe care le agăți pe perete. Și la meserie am ajuns să ne raportăm ca la cei needucați. Înainte, meseriile erau considerate o manifestare a vocației noastre. Deci nu era un atribut al inteligenței tale. Cunosc, nu? Țărani care sunt mai inteligenți incontestabil față de anumite categorii de așa zis și intelectuali. A ajuns cumva meseria standard intelectual. Nu. Există vocație. Care e vocația ta? De asta și vedem foarte multe persoane care au făcut o facultate doar așa să aibă o diplomă și profesează cu totul altceva. Am avut nenumărați colegi care terminaseră, ai căror soți sau soții terminaseră medicina și erau agenți de vânzări la companii farmaceutice. În mintea noastră s-a înrădăcinat ideea că meseria e ceva rușinos și nu ai, deci tu trebuie să fii doar cu mapa, nu cu sapa.
În același timp spuneam, nu vreau să zic de antreprenori, pentru că am cunoscut de când am revenit în țară foarte multe persoane care, culme, au fost antreprenori. Unii dintre ei sunt prietenii mei buni de la ferma Garden Bio din Hideaga, care au fost oameni de afaceri de succes și care la un moment dat au zis: unde ne ducem și ce facem noi aici? Ce se întâmplă cu sănătatea noastră, ce se întâmplă cu starea noastră interioară, ce se întâmplă cu familia noastră? Stop! Și au început să cultive o mică, mică bucățică de pământ și acum au o fermă, dar nu vor, m-au lucrat de nenumărate ori să nu spun la nimeni, să nu le fac reclamă, pentru că ei nu vor să devină o mare fermă. Ei sunt o microfermă, sunt o grădiniță ceva mare și surplusul lor, exact cum făcea bunicul, dau și celor care sunt în Baia Mare. Au câțiva clienți. Deci nu există această idee, domnule, trebuie să fiu antreprenor și vreau să fac asta. Eu prin antreprenor înțeleg, nu știu, este un termen mai modern care se folosește acum. Da. Bine, dacă te duci în Dex, într-adevăr e o definiție mult mai complexă. Prin antreprenor înțeleg un om care să muncească, domnule, pentru el. Să învețe o meserie și într-adevăr să... Da, și să-și autoproducă, da? Pentru că eu, așa cum ai spus și tu, am terminat o facultate de chimie alimentară și apoi am lucrat, lucrez în alt domeniu, fac grafică pe calculator. Deci unde dai și unde crapă, pentru că bine, nu am vrut să lucrez chiar într-o fabrică de pâine. Și dacă m-am priceput, m-am dus către altceva și mereu am descoperit și alte pasiuni, dar a dispărut, au dispărut croitoresele noastre. Deci ne îmbătăm cu lucruri din China care nu se așează și poate și costă, nu? Că fac și steclă. Da, bine, am văzut iile românești acum se fac în China sau în India sau în Pakistan. Dar nu au dispărut de tot, chiar tu știi, Călin, prin asociația lor Pământul Strămoșesc, caută să promoveze micul meșteșugar sau micul producător. Și datorită lui și acțiunilor lor am cunoscut oameni minunați. Am întâlnit niște băieți foarte talentați, croitori, care vor, într-adevăr, este foarte puțină lume care vrea să îmbrățișeze meseria respectivă, pentru că nu sunt încurajați nici de familie, nici de societate, nici de stat. Dar depinde foarte mult, vezi, de asta e așa de important să ne creștem copiii liber la minte. Atunci când termină școala, să nu conteze atât de mult ce informații au reținut sau au memorat, ci să aibă o idee clară. Cine sunt eu acum? Cine sunt eu acum? Și încotro mă duc? Și cred că atunci când termin 10 clase, care sunt obligatorii în România, ar fi esențial să lucrezi măcar 2 ani. Du-te! Lucrează, trimiteți copilul să lucreze, să vadă cum e în viața reală, aia care nu e pe tablă sau pe calculator. Cum e, ce îmi place să fac, cum, să gust din toate, să văd, să iau contact cu realitatea. Să lucrez puțin în slujba comunității, să văd. Noi ținem pe copii într-o lume abstractă, în sistemul de învățământ, 12 ani. După aia îi mai dăm și la facultate, unde tot așa faci niște eforturi financiare uriașe să-l ții acolo. De asemenea, nu învață nimic pentru viață sau foarte puțin, ce să mai 5% dacă folosești, nici măcar. Și mă refer la aptitudini pentru viață. Și apoi te trezești că la 24 de ani ai un tânăr care nu numai că nu știe cine este, dar a trăit într-o bulă, iese de acolo, cum mi se întâmpla și mie când lucram la Citibank, vroiam să iau studenți și veneau la interviu și unul mi-a spus odată cât? 500 de euro?
Deci, el nu știa nimic, el venea să învețe. Noi îl învățam acolo practic, ceea ce el nici nu-și mai amintea din teorie și oricum nu se studia chestia asta la școală. Și zicea fără 1500 de euro, asta era anul 2000-2003, fără 1500 de euro nu mă dau jos din pat. Adică de ce ai face lucrul ăsta? Când până la 24 de ani, părinții ți-au arătat că sunt în stare să se sacrifice doar ca să te țină pe tine, ca tu să înveți niște abstracții cu care nu faci mare lucru. Crezi că ar trebui să ne dăm copiii să învețe o meserie undeva, adică. Da. Da, cred. Cred lucrul ăsta și cred că în sistemul, dacă aș avea o putere, asta aș face. Aș introduce, să vezi câte înjurături ne luăm acum. O să zic că iar comuniștii, nu știu ce. Dar, măi, eu am. Nu sunt nostalgică după vremurile respective, dar sunt nostalgică după lucrurile bune. Și unul dintre lucrurile bune a fost că făceam, de exemplu, practică. Aveam ore, să zicem, de atelier. Învățai croitorie, învățai să împletești, învățai să coși, învățai să... Faci pâine, să faci cârnați. Sigur, învățam bucătărie. Eu, Cristela, cred că am fost ultima generație de elevi care au făcut practică. Deci noi aveam laboratoare și culmea au investit și o mulțime de bani să facă ateliere de practică. Deci practic erau niște fabricuțe micuțe pe care le aveam în școală și vindeam acele produse în școală, la profesori și la elevi. Poftim. Băieții și... făceau atelier, știau și ei să strângă un șurub, să... facă o chestie să meșterească, acum totul se cumpără. Au desființat liceul unde făceau practică ca și strungari și la noi, unde erau, în liceu unde erau atelierile astea de produse alimentare, au dat o lege că nu se mai face școală profesională și se va face doar liceu și au tăiat toate orele. A fost un, așa cum îți vorbeam mai devreme și cum știi, am mai spus de atâtea ori, a existat un interes, nu mă interesează, pot să fiu catalogată conspiraționistă, dar a existat un interes în a fi distrusă legătura omului cu pământul și cu sinele. Nu degeaba era vorba aceea, meseria e brățară de aur, pentru că omul se raporta înainte, așa cum am spus, cu prețuire față de meseria lui. Da? Deci nu era o rușine. Acum este o rușine, ești pedepsit să te duci la meserie. Deci ești cineva doar dacă ai terminat o facultate. Cu alte cuvinte, sincer, la câte facultăți au apărut din astea private, nu neapărat că la stat ar fi mare diferență, dar ies pe bandă rulantă, știi? Și oameni care e valoarea adăugată pe care o aduci societății, pe când dacă ai fi lucrat în fiecare an, ori în slujba comunității, da, copii, așa mici, la clasele 1-4, duși să facă acțiuni de ecologizare, să strângă gunoaiele, să strângă sau să sape undeva. Eu și Călin am hotărât împreună cu copiii, pentru că și-au dorit. Am avut, uite, unul dintre aspectele pozitive ale faptului că am stat în Austria era că acolo exista respect față de meserii. Deci meseriașii erau foarte prețuiți. Foarte puțini tineri ajungeau să meargă la facultate. Era scump și era foarte greu. Și atunci, deja din clasa a 10-a, mergeau la școli de meserii. Era o reclamă intensă, se făcea promovarea acestor școli de meserii. Există tarife bine reglementate. Și atunci tinerii abia așteaptă să devină ucenici și să meargă la meserie. Și din motivul ăsta, foarte mulți colegi, copiii erau la o școală 1-12, clase 1-12. Și colegii lor din clasele mai mari sau prieteni cu care se împrieteniseră ei, după clasa 10 plecau mulți. Nu mai stăteau să-și dea bacalaureatul. Până...
Și Pavel a zis, mama, aș vrea și eu să muncesc ceva, aș vrea și eu să văd cum e. Mereu îmi spunea, uite, aș vrea să merg și eu să lucrez la oameni în grădină. Asta vară când am venit în România, au mers, au lucrat la grădină, deci au lucrat, nu că s-au jucat, au văzut și ei. Și apoi când ne-am mutat, au mers la un domn aici care este tâmplar. Deci Petru nu are aplecare atât de mare, dar Pavel chiar își dorește. Și atunci l-am trimis la mai mulți meseriași cu care să stea ca ucenic. Mama mea a fost coafeză și avea ucenici. Deci acel ucenic făcea totul, adică nu era sclavul, dar el nu făcea nazuri, că trebuie să dea cu mătura sau că trebuie să, nu știu, aducă un pahar de apă clientei. El învăța totul, învăța și cum să facă customer service, cum se spune, învăța și meseria în sine, învăța și să se comporte, învăța și respectul față de maestrul lui. În ziua de azi nu mai există lucrurile astea, pentru că în primul rând, s-a strâmbat gândirea noastră. Considerăm meseria o rușine. Am văzut că cineva mi-a dat dreptate aici. Nu vreau să-i acuzăm pe tine. Atenție! Tinerii nu știu să facă nimic. Sau... iar e o generalizare. Dar ceea ce li se întâmplă lor este și responsabilitatea noastră. Câți părinți în ziua de azi, dacă eu le-aș spune acum, și o să fac o emisiune exact pe tema asta. Dacă eu le-aș spune, termină anul ăsta, toți cei care termină clasa 12-a, lăsați-i măcar 2 ani acasă. Lăsați-i să muncească, să vadă cum este să muncești, să vadă ce le-ar plăcea. Poate le-ar plăcea să lucreze pe cont propriu, nu neapărat să fie angajați undeva. Poate le-ar plăcea să se îndrepte sau să-și folosească anumite talente despre care nu știau într-un anumit domeniu. Ne zice, aici Adina, cred că trebuie lăsat să-i facă ce place, dar ca să știe ce îi place, trebuie să se descopere. Acest lucru trebuie să se întâmple cu ajutorul părinților și al școlii. Da, Adina, eu cu ajutorul școlii vise plăcute. Nu o să-și descopere niciodată cine este cu ajutorul școlii. Scopul școlii nu este să te facă să descoperi cine ești tu. Nu este cunoașterea de sine. Dar părinții îl pot ajuta pe copil, într-adevăr, să facă lucrul ăsta. Dar școala nu. Adina, dacă vrei, poți să urmărești serialul meu despre școlarizare și educație și să vezi de ce nu. Școala are un alt obiectiv. Este și obligatorie. Pentru că dacă te sustragi acestui obiectiv al lor, devii un cetățean periculos, liber, în gândire. Puneam, am cunoscut, sunt băieți tineri, croitori, uite, este Răzvan la Brașov. Am cunoscut cismar în Maramureș, care deci a rămas singurul cismar, el și soția lui acolo, Florin și Oțelica. Deci, niște scumpi, fac cizme românești, dar spuneau, uite, nu mai găsim tălpi românești. Sincer, în România există cultura asta că părinții au grijă de copil până la pensie. Și nu mă refer neapărat financiar, deși mulți îl susțin financiar până doamne să nu sufere la el. Cât a învățat el, cât a învățat atâția ani și a tocit în școală, ok, și acum tu ce o să faci? O să-l ții? Lasă-l, domnule, să vadă cum e viața, când n-o să mai fii tu ce să facă. Să fie un tânăr deprimat care are gânduri de sinucidere pentru că nu mai are cine să-l sponsorizeze. Lasă-l să vadă cum e, lasă-l să se descurce, exact ca povestea aceea, nu? Adică lasă-l să iasă din cocon. El a fost până acum un cocon. Nu degeaba în Maramureș se spune copiilor cocon. Ok, deci el a fost un cocon. Te rog frumos, lasă-l să iasă din cocon, să se în acea străduință pe care larva o depune ca să iasă din cocon sub formă de fluture, fluturele își întărește aripile. Și era o poveste în care un om trecând și văzând cât de tare se chinuia fluturele să iasă din cocon, a tăiat coconul. Și fluturile n-au mai putut să zboare, pentru că acolo era puterea lui, în acea strădanie.
Eu nu zic că trebuie să fie totul, mamă, viața e ceva greu, viața, nu, nu e neapărat ceva. Trebuie să le dăm voie să greșească, ca să învețe din greșeli. Să experimenteze, exact. Să experimenteze. Nu există greșeli, tu știi, eu nu cred în greșeli. Există experiențe, alegeri pe care le facem. Și după ce le-am făcut, ne dăm seama dacă au fost alegeri în acord cu Dumnezeu sau alegeri de capul nostru. Atunci când facem o alegere, să-L chemăm pe Dumnezeu să ne lumineze, să ne ghideze pașii, să facem alegerea potrivită pentru noi, nu neapărat cea pe care noi credem că e potrivită, El știe mai bine, dar să ne ajute să alegem așa cum e mai bine pentru noi sau pentru familia noastră sau pentru copiii noștri. Deci să ne ghideze și să ne lăsăm ghidați și să spunem, facă-se voia ta. Să zicem, trebuia să aleg stânga sau dreapta. M-am rugat și la un moment dat mă hotărăsc, aleg dreapta. Și când am ales dreapta, spun, facă-se voia ta de aici încolo. Deci eu am ales și de aici încolo facă-se voia ta. Și dacă calea aceasta spre dreapta nu este cea pe care Dumnezeu a menit-o pentru mine, atunci eu voi întâmpina obstacole și voi ști că n-am ales calea potrivită. Și mă întorc și pot să iau la stânga. Sau mă ambiționez și dau cu capul în fiecare obstacol și vreau să-l sparg cu capul și să-mi merg mai departe. Că eu vreau doar pe acolo, că așa am ales eu. Facă-se voia ta cum vreau eu. Mulți oameni trăiesc cu frica zilei de mâine, trăiesc cu teama de boli, de războaie și de toate aceste lucruri. Este normal să ne fie frică, să ne temem, pentru că e un sentiment firesc, însă trebuie să nu le întoarcem împotriva noastră. Urmărim doar ce auzim la televizor. Practic eu multă lume aud în zilele noastre și aici în Italia. Ei urmăresc și cred doar ce văd la televizor. Treaba lor. Există un singur Dumnezeu. Depinde dacă l-alegi pe El sau dacă l-ai transformat pe mass media în Dumnezeul tău. În acești ultimi 2 ani, omenirea l-a trădat masiv pe Dumnezeu. A încetat să mai creadă că Dumnezeu a creat un organism desăvârșit care are un sistem de apărare față de care noi avem o singură menire să îl păstrăm așa cum ne-a fost dat, sistemul imunitar. Deci eu am doar obligația să nu-l distrug și el mă va deservi de câte ori e nevoie. Dumnezeu n-a greșit. Și în al doilea rând l-am trădat pe Dumnezeu refuzând să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat poate nu a fost un lucru pus la cale de Dumnezeu, rânduit de El, dar a fost îngăduit. Iar dacă Dumnezeu a îngăduit acel lucru, așa cum îngăduie și acum altceva și în fiecare clipă altceva, a îngăduit pentru un scop. Deci lucrurile care apar în viața noastră, așa cum apar, sunt intenționate cu un scop. Și noi trebuie să le primim cu respect față de Dumnezeu și cu loialitate, cu încrederea, cu credința că nu a greșit cu nimic. Nu a greșit cu nimic. În al doilea rând, spuneai că oamenii au grijă zilei de mâine. Da, pentru că se uită la televizor și pentru că studiază foarte puțin, de exemplu, mesajele Scripturii. În Scriptură, dacă te duci să cauți despre griji, vei găsi nenumărate versete care sunt asigurări de viață. Unul dintre ele este, de exemplu,
lăsați lui toată grija voastră, căci el are grijă de voi. Asta nu înseamnă că tu să nu muncești sau să nu, dar tu fă 1% și el va face 99%. Și parte din 1% este încetează să-l mai faci Dumnezeu pe altcineva decât pe Dumnezeu. Lasă-l pe Mamona în pace. Dacă vrei să te uiți la mass media care începe cu M de la Mamona, nu este treaba lui Dumnezeu să te salveze după aia din iadul în care te-au băgat alții și tu că le-ai permis. Un alt verset frumos, uite, le putem da o temă celor care ne ascultă. Sunt de fapt două versete frumoase, o altă poliță de asigurare. În epistola către Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Ia să vedem. Vrei să le spunem? Da. Versetul 6 spune așa: nu vă împovărați cu nicio grijă. Atenție la fiecare cuvânt. Nu vă împovărați cu nicio grijă, ci întru toate, prin închinăciune și prin rugăciune, cu mulțumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Ai o cerere, închină-te, roagă-te cu recunoștință și încredințează-i lui Dumnezeu. De ce crezi că poți rezolva tu totul? De ce crezi că există Dumnezei pe acest pământ care să-ți rezolve problemele? Încredințează-i-le și lui Dumnezeu. Și apoi primești cea mai bună pastilă pentru minte, în versetul 7 din Filipeni, care spune așa: și pacea lui Dumnezeu. Deci nu pacea oamenilor, pacea lui Dumnezeu. Și în zilele astea e nevoie de pace. Și ăsta ar trebui să fie cuvântul de pe buzele noastre. Pace, pacea lui Dumnezeu, nu război. Și pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzească inimile voastre și cugetele voastre întru Hristos. Deci pacea să-ți păzească inima și mintea întru Hristos. Poftim! Ce vrei mai mult? Ce vrei mai mult? Apoi sunt versetele acelea. De ce îți faci, apropo de grija zilei de mâine, de păsările de pe acest pământ, cine se îngrijește să nu moară de foame? Cine? Dacă are grijă de ele, de ce n-ar avea grijă și de tine, copil iubit? De ce n-ar avea? Spuneam așa, unu, nu cred că e irreversibil, cred că oamenii pot să-și amintească cine sunt de fapt, dacă vor. Așa cum am explicat și la atelierul meu, tu nu te poți face bun continuând să faci ceea ce ai făcut până acum, care te-a transformat din om în neom. Dar poți să renunți la toate aceste lucruri. Poți. Ești o ființă capabilă. Poți. Poți. Dacă crezi că nu poți, nu poți. Dacă crezi că poți, poți. Depinde ce alegi să crezi și cui vrei să-i dai credit. În al doilea rând, raportat la copiii noștri, la fel. Îi putem educa să iubească meseriile, dar nu vedeți că cum? Noi avem dispreț față de gunoieri. Păi vreau să spun, în Austria, în primul rând, e bătaie pe locurile de la gunoieri. Și nu e deloc o rușine să lucrezi acolo. Nu este. Sau eu, de exemplu, când lucram în bancă, era o rușine să lucrez la caserie. Ce, cu un numărător de bani, ce e? Era cea mai așa. Cum adică? Păi, deci, trebuie să existe respect pentru toate meseriile. Pentru toate meseriile. Și în primul rând, noi, consumatorii, să ne arătăm respectul sabotând cu portofelul. Atâta timp am spus, deci mă face să respir adânc de câte ori văd buluc la supermarket. Zilele trecute nu mai era salată și ceapă verde la supermarket. M-am dus să iau altceva. Și la piață
mamaiele, care au ieșit și ele cu sălățica aia mică, acum care mai de solar de așa, se zgribulesc acolo de frig și nu vine nimeni sau sunt foarte puțini. Iar noi ne înghesuim la supermarket după pătrunjel, salată și ceapă verde. Cum? Cum? Sau spanac? Lasă-mă în pace, du-te la piață, încurajează micul producător. Trebuie să facem. Existau aceste comunități, vezi tu, și pe măsură ce ne-am depărtat de meserii, ne-am depărtat și unii de alții. Pentru că înainte ziceai, mă duc, îmi dă făină, îi dau lână, îmi dă brânză, îi dau ulei. Acum îi dai la supermarket în cap celuilalt ca să ții tu ulei. Ce să... Dar lucrurile se pot schimba. Aurelia, dragă, lucrurile se pot schimba. Nu sunt nici idealistă, nici super optimistă. Nu sunt genul. Dar mai se poate, numai că trebuie să pui și tu fundul, mintea, capul la muncă. Vrei. Pentru asta. Exact, trebuie să vrei. Dacă te complaci în situația asta de victimă mai ales, care poate să-i judece pe toți ceilalți, că s-au făcut rău, că nu mai vor, că nu știu ce, atunci nu se întâmplă nimic. Dacă fiecare ar lucra cu el însuși, am vedea o schimbare. Se întorci împotriva ta, omul împotriva. Exact. Omul împotriva lui însuși. Și odată ce este împotriva lui, este și împotriva celor din jur. Adică este în conflict cu cei din jurul lui, cu Dumnezeu chiar și cu viața însăși. Pentru că nimic nu-ți convine. Ba plouă prea mult, ba e soare prea mult. Ba nu știu cine te-a supărat, ba tot timpul ești într-un conflict. Ba oamenii s-au făcut răi, ba sunt, cum se spune, te păcădesc, ba conducătorii nu sunt buni, ba traficul e prea aglomerat, ba poluarea e prea mare, ba totul este un conflict. Ești în conflict cu tot ce vine către tine. Pentru că ești în conflict cu tine. Ești împotriva. Poate unul dintre conflicte este, îl vedem la toți cei care au plecat din România. Pentru că am fost și eu unul dintre ei. Deci, am fost în conflict cu România, cu cine o conduce, cu poporul român, cu, pentru că asta m-a făcut să pot să renunț la rădăcinile mele. Înțelegi? Deci dacă Dumnezeu ne-a făcut să fim români și să ne naștem pe acest pământ, înseamnă că Dumnezeu a avut nevoie de noi în acel loc. De ce nu căutăm să vedem ce a vrut Dumnezeu cu noi în acel loc? Asta m-a făcut să mă întorc. Conștientizarea faptului că nimic nu este întâmplător la Dumnezeu. El este maestru în imposibilități umane. Maestru în imposibilități umane. Niciodată nu o să mă lase să mor nici de foame, nici de frig, nici de mai știu ce nevoi sau frici îmi imaginez eu, decât dacă acest lucru ar fi spre mântuirea mea. Atunci da, ar îngădui. Și dacă ar trebui să mor de foame, zic și eu, am învățat să înțeleg că ce e menit e înlesnit și îngăduit. Deci dacă Dumnezeu a îngăduit acest lucru, înseamnă că a fost menit pentru mine și nu oricum, ci așa cum ne spune Apostolul Pavel în epistola lui către Romani, spre bine. Toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Da? Deci am încredințare și viața devine foarte ușoară. Noi avem de făcut 1% și restul face el, dar dacă noi nu facem acel 1%, el nu va face 99% plus 1, adică 100% pentru noi. Nu, nu ăsta este scopul. Mă bucur că ai acceptat invitația mea. Ne-a făcut, ne-ai făcut o mare bucurie și o mare plăcere. Mulțumesc frumos! Este felul meu de a dărui puțin și celor care sunt, să zicem, nu se află fizic pe pământul nostru românesc. Mesajul cu care vreau să-i las pe cei care ne-au ascultat sau care vor asculta înregistrarea este: există un singur Dumnezeu, nu-l puteți
întâlni nici la televizor, nici citind știrile din ziare sau de pe YouTube sau de ce, nu. Nu este nici pe rețele sociale, nici în mass media. Dacă nu facem liniște, nu avem cum să ascultăm mesajele astea divine care ne vor ajuta să trecem perioada de neliniște. Seară bună tuturor! Seară bună! La revedere!